Răsturnare de situație în cazul fetiței de 2 ani dispărută în Serbia. Autoritățile austriece au găsit imagini de pe camerele de supraveghere care ar confirma atenție că fetița filmată la Viena în compania a două românce este cea dispărută. Cel puțin așa susțin părinții copilei care au văzut imagini în urmă cu scurt timp și mergem la trimisul special Antena 3 CNN. în Serbia. Andreea Borboroșa care vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Andreea. Bună găsit tuturor, e bine dacă primele imagini care au apărut, imagini în care uh, se afla o fetiță alături de două femei din România, uh, părinții uh, copiilor nu au putut indica cu exactitate dacă fetița este sau nu uh, danca. Ei bine, poliția din Viena a vizionat alte camere de supraveghere de la metroul din uh, Viena, acolo unde au reușit să obțină imagini mult mai clare în ceea ce privește uh, cele două uh, femei care la această oră s-ar afla alături de copil la în vârstă de doi ani dispărută din Serbia. Cert este faptul că poliția a dat publicității aceste fotografii și face apel la cetățeni ca în cazul în care cineva recunoaște cele două femei, sunt rugați să se adreseze la cea mai apropiată secție de poliție. Așadar, nici în aceste momente nu există o confirmare 100% că fetița este cea care a fost surprinsă în imagini, însă după ce părinții au vizionat noile fotografii puse la dispoziție de poliția din Austria. Ei bine, părinții susțin că este foarte posibil ca minora de 2 ani să fie în acele fotografii. Trebuie de asemenea spus faptul că în continuare aici în Serbia, în paralel la casa de unde se presupune că a dispărut copila se fac verificări zeci de polițiști cu mai multe echipaje de câini, peste 15 câini de urmă au periat astăzi întreg perimetrul în încercarea de a stabili cu exactitate dacă copila a fost cu adevărat aici. Asta pentru că există destul de multe semne și de întrebare la adresa mamei, atât în ceea ce privește anunțul dispariției copilei la poliție, cât și detaliile despre ziua în care a dispărut copila. Andreas, mulțumesc!